În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Suntem exact la mijlocul postului, deci am intrat în săptămâna deniilor, pentru că săptămâna viitoare va fi denia Catistului și denia Canonului Mare. Și apoi va mai fi încă o săptămână și începe săptămâna patimilor sau finalul de post. Din punct de vedere administrativ liturgic, începe de duminica viitoare spovedania și împărtășania celor care s-au împărtășit în primele trei zile sau în prima săptămână. Deci de acum spre Florii încep să pregătească cei ce se împărtășesc a doua oară. Este loc și pentru cei care nu s-au împărtășit niciodată. Este loc și pentru cei care au întârziat sau n-au avut timp. Este loc și pentru cei care, poate, cum spune învățătura Sfântului Ioan Gură de Aur, gustă praznicul cel luminos al Învierii și în ceasul al 9-lea și al 10-lea și al 11-lea și cei din al 12-lea ceas și cei de pe urmă care nu s-au ostenit să vină să se bucure măcar de sărbătoarea Marului Praznic prin puținele zile de post. 3, 5, 7, 2, 10, 15, cât poate fiecare. Astăzi, în schimb, în duminica pe care am ascultat-o și chiar mă bucur și profit de faptul că sunteți atât de mulți și în biserică și afară, exact cu asta asemuiam ceea ce se vede, ca un stup de albine care în momentul când se face cald încep să iasă pe flori, pe copaci, deci încep să așeze. Așa erau și oamenii în jurul bisericii la soare, fiecare gustând și slujba și căldura de afară și ambientul frumos al primăverii. Prezența în număr atât de mare îți dă și curaj că atunci când predici să fii cumva mai motivat și să fii mai concentrat ca ceea ce spui să fie pe înțelesul la cât mai mulți și în ideea de a fi tot timpul oamenii aproape de Dumnezeu, nu numai prin ureche, ci și prin potir. Deci cel din tâi lucru și comuniune cu biserica este puterea postului și a rugăciunii. Și am văzut din Evanghelia de astăzi că acel fiu lunatic s-a vindecat numai când Hristos l-a apucat de mână și l-a sculat. Mare taină și cu aceasta. Dar în același timp, vedem că astăzi, în săptămâna a patra, se sărbătorește tot un cuvios din filocalie. Nu Ioan de la țară sau Vasile de la finanțe, Ioan Scăraru. Deci duminica celui mai mare scriitor bisericesc, care a trăit în preajma Sinaiului, și care a scris viețile oamenilor sau călugărilor sau pusnicilor îmbunătățiți, arătând scara are vreo 30 de trepte. Dar noi vorbim de cele trei mari trepte pe care filocalia le concentrează sub trei lucruri, cum arată Sfântul Maxim Mărturisitorul. Făptuirea morală, contemplarea naturală și odihna în Dumnezeu sau odihna duhovnicească. Și de ce am vrut să pun accent pe lucrul acesta? Făptuirea morală ne arată ce trebuie să facem ca să înlocuim păcatul cu virtutea. Dacă te duci în credințele orientale, ai să vezi că te pune să stai ca lotusul și te uiți pe pereți. Nu, Hristos vine și îți dă ordin să faci. Faceți bine, faceți milostenie, faceți rugăciune și unde le găsim scrise? Faceți bine, ferește-te de rău și fă bine, caută pacea și urmează pe ea și vei trăi în veacul veacului. Faceți milostenie, îmbracă pe cel flămând, gol, însetat, îmbolnav, în temniță și așa mai departe, pentru cât ați făcut celor mai mici, mie mi-ați făcut. Neîncetat vă rugați pururile lauda lui în gura mea. Și dacă nu în cele din urmă, fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu, deci ținta supremă, curățirea inimii. Și unde găsim noi curățirea inimii în Evanghelia de astăzi? Mântuitorul care cunoaște toate răutățile din noi și adâncurile neștiute, ce ne expune astăzi? Ne expune viața unei familii. Un tată care avea un copil bolnav și nu e unic cu tată, dacă ar fi să ridicăm mâna sus, 50 poate din biserică au câte un copil care a trecut printr-o boală sau printr-o încercare și a fost cu el la medic. Dar în schimb știm altceva. Știm că alergarea tatălui a fost la Dumnezeu.
În momentul în care s-a apropiat Tatăl de Dumnezeu, și Dumnezeu a știut ce fel de Tată este Cel care a venit. Este acel Tată universal care crede că în calitatea Lui de Tată le poate face pe toate din punct de vedere pământesc. Dar sunt lucruri care țin de nefiresc și țin de cele duhovnicești. Și atunci, la un moment dat, El a venit foarte bine informat, cu un diagnostic precis. Am un copil, e lunatic, așa îi spune Evanghelia, dar probabil era o formă de epilepsie mai avansată sau poate o mică formă, cine știe, de infantilism. Deci avea ceva, cădea în apă, îl scutura, sărea în foc, avea tot felul de lucruri care nu țin de firescul lucrurilor. Și atunci a întrebat așa, Doamne, poți să-l faci sănătos? Și aici intervine ce? Intervine întrebarea categorică a Mântuitorului Iisus Hristos și aici intervine ceea ce noi trecem cu vederea în fiecare zi și în fiecare clipă. Chiar asta îi spuneam unei doamne, l-am împărtășit, că a spus sper până la Paști să mă pot împărtăși. Zicând împărtășania o dăm numai celor ce cred, nu celor ce speră. A spera și a dispera sunt lucruri ateie. A crede și a nădăjdui sunt lucruri ortodoxe. Deci în momentul în care tu spui sper să reușesc, deja din start n-ai să reușești. Cred că trebuie să reușesc. Că dacă cred, e Hristos care mă ajută și am rezolvat. În momentul în care speri, automat spune, mă simt așa de disperat. Păi te simți disperat că ești necredincios. Simte-te cu nădejde. Că dacă te simți cu nădejde, nădejdea este una din virtuțile cardinale și atunci reușești. Și am spus, împărtășania se dă celor ce cred, nu celor ce speră. Deci, același lucru face acum Mântuitorul cu acest Tată. Crezi tu că pot eu face aceasta? Și ce a spus Tatăl? Și-a mărturisit neputința din lăuntrul lui, neștiută de nimeni. Cred, Doamne, ajută necredinței mele. De ce cred, Doamne, ajută necredinței mele? Pentru că toți venim la biserică, toți intrăm în biserică, dar nu cu același cuget, nu cu același gând, nu cu aceeași credință, nu cu aceeași voință, nu cu aceeași putere, nu cu aceeași lucrare. V-am spus și repet, unii vin la biserică din obișnuință că au fost învățați de părinți, unii vin la biserică că s-au obișnuit cu biserica și cu rugăciunea, unii vin la biserică din tradiție, unii vin la biserică convinși de imaginea lor socială și nu trebuie să amintim că atunci când sunt evenimente importante, ați văzut și cei mari care conduc toți pupă icoane și fac cruci până la pământ. De ce lucrul ăsta? Pentru a avea imaginea omului desăvârșit, a omului împlinit social și moral. Dar unde întâlnim lucrul acesta? Chiar în mass media. Deci în momentul când actoria, scamatoria, dezmățul, dansul, balamucul nu țin de fond și de formă, artiștii încep să-și mărturisească credința. Și am mai amintit lucrul ăsta, nu spun ceva nou. Și ce fac? Încep să spună cum l-au găsit ei pe Dumnezeu, cum postesc, cum au duhovnic, de ce? Simt că își conturează personalitatea, dar în ce mod? Viclean. Deci ei nu o fac chiar din convingere. Ce o fac că dă bine, a făcut-o Dan Puric și a avut succes și hai să o facem toți. Deci înțelegeți? Asta este de fapt dincolo de intenție. Nu, dragă, dacă ești credincios și cu adevărat ești credincios și crezi necredinței tale că o poți corecta, fă-o cu atâta discreție și înțelepciune încât nimeni să nu observe că ești credincios. Să constate din faptele tale că ești credincios. Nu faci cruce pe ecran, nu faci cruce în fața publicului, nu începi să vorbești de Dumnezeu în aglomerații și mulțimi. E foarte bine, asta nu strică, că e o mărturisire. Noi nu știm fondul, Dumnezeu cântărește intenția, nu mărturisirea. Mărturisirea în sine rămâne mărturisire. Chiar dacă acolo, în mijlocul ăla de atei, unul spune, Doamne ajută să reușim, poate el nu o face convins, o face de imagine publică. Dar ea ca mărturisire rămâne, prezența lui Dumnezeu între oameni. Dar el își ia plata numai dacă a făcut-o bine intenționat. Ei,
Mântuitorul a vrut să scoată această găselniță, să o atace la rădăcină. De ce vii la biserică dacă tu încă nu crezi în ce spun eu? Ce cauți tu la biserică să te vindec eu dacă tu nu ai nădejde în mine? Mă mănânci din potir, dar în timp ce stai cu lumânarea să ajungi la potir, îți pui trei întrebări. Dacă iau un microb după ăla de dinaintea mea, dacă mă îmbolnăvesc sărutând icoanele după ăla și după altul, dacă în aglomerația asta iau vreun virus, că n-a vorba aia, ești specialist în domeniu și bă, știi ce înseamnă strănutul, tusa și celelalte. Ei, fraților, deci tocmai lucrul acesta nu se poate întâmpla în biserică, pentru că spațiul locativ al bisericii este sub protecția Duhului Sfânt. Deci aici nu se transmit nici virus, nici boli. Se transmite doar credința și nădejdea. Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Și în clipa aceea l-a apucat Mântuitorul de mână, că dacă era ateu și spunea, Doamne, nu știu ce să cred, dacă poți vindecă-l, dacă nu poți, nu-l vindeca, am încercat eu și treaba asta, că mi-a spus cineva că este acest învățător care izgonește demonii și așa. Nu! De-abia în clipa aceea, Mântuitorul a apucat de mână și vedeți ce frumos, restaurarea omului lăuntric pe cele două căi. Că noi avem două restaurări în Hristos. Una este ridicarea din păcatul strămoșesc prin înviere și cruce, dar una este restaurarea în împărtășanie și euharistie în legea Harului, când omul nu mai vorbim de restaurare. Ce înseamnă a restaura? A înnoi. Dar ce înseamnă în Dumnezei? A sfinți. Deci etapa a doua în biserică pe care o face Hristos cu noi oamenii este îndumnezeirea noastră. Toți sunteți Dumnezei și fii ai celui prea înalt. Toți sunteți Dumnezei și fii ai celui prea înalt. Adică noi când venim și am luat în gură împărtășanie din potir, deci noi chiar l-am înghițit pe Dumnezeu, n-am luat simbolic. Aia mi-a dat, a adus Ileana o sticlă de vin și a adus baba țața prescurile, nu? De-aia s-a făcut epicleza. Ca acea pâine dimensionată spațial pământesc și acel vin care este un lichid, în stare lichidă, prin epicleză să se transforme în puterea sângelui lui Iisus Hristos și în puterea trupului lui Hristos. Că dacă eram animale, îi cumpăram de la abator câte un chil de mișchiuleț și câte un chil de sânge. Că așa e greu un post când avem vitamine și luam și ne întăream. Dar Hristos știe că nu suntem câini și ne-a dat pâine și vin. Luați, mâncați, acesta e trupul meu, a spus-o el cu gura lui. Și spune, tânărul a căzut ca mort, și aici foarte interesant, dacă ne ducem într-o parle de la strană, când se cântă la un mucenic, spune așa, sau la o mucenică, melușeaua ta, Iisus, se strigă cu mare glas, pe tine, mirele meu, mă iubesc, te iubesc, prin tine mă chinuiesc și mor cu tine și viez cu tine. Deci, așa spune troparul, adică odată cu tine mor prin mucenicie, dar odată cu tine înviez prin înviere. Ei, același lucru s-a întâmplat cu acest prunc apucat de mână de Hristos. Spune, și a căzut ca mort. De ce a căzut ca mort? A căzut ca mort să se restaureze omul trupesc. Și unde mai întâlnim lucrul acesta cu treaba asta? Dacă ne uităm în tot ce se cheamă Marcu, Matei, Luca, vom vedea modul de penetrare a fiecărui apostol în direcția lui pe ceea ce a făcut Mântuitorul. La unul i-a băgat scuipat tină pe limbă să-i dezlege graiul, deci i-a completat facerea, cum se spune. La unul i-a scuipat și i-a uns ochii, i-a completat facerea, vederea. La omul cu mâna uscată ce a zis? Întinde-o. Nici nu l-a atins Mântuitorul, întinde-o. Ei, în momentul în care a întins mâna, s-a și vindecat. Deci, ce fel de minuni constatăm? Trei feluri de minuni. Minuni ca completarea zidirii lui Dumnezeu, ca să se împlinească cuvântul, Tatăl meu lucrează până acum și eu lucrez. Deci eu sunt ușa Tatălui, cine vine pe mine va ieși și pășune va afla, deci este locul pășunea cea domnicească, nu-i vorba de o țarnă cu lucernă. Așa. După aceea, minuni prin credința celui care stă de față, crezi tu? Ați văzut numai ce frumos s-a adresat Mântuitorul femeii care avea, doar veniți la maslu miercurea.
a adresat foarte frumos, fiica mea este rău cumplit, chinuită de un demon, la care Petru, iritat peste măsură, neștiind tactica Mântuitorului, spune: Doamne, da, slobodă, eu că strângă urma noastră. Ca și cum acum un copil ar plânge și toată lumea foarte iritată, dar nu ești, Domnule, cu el afară, mă doare urechii. Ei, Mântuitorul a așteptat în mod expres să se întâmple lucrul ăsta. Și atunci îi spune lui Petru: n-am venit decât pentru oile cele pierdute ale casei lui Israel, adică am venit să mă jertfesc întâi pentru voi, pe voi vă iubesc întâi. Dar a vrut să vadă, ei au puțină compătimire față de semenii lor, care sunt și ei oameni cu suflet viu, cu rațiune și cuvânt. Și Petru ce a zis: Doamne, da slobodiu că strigă în urma noastră. Și atunci Mântuitorul a folosit un alt termen: pâinea nu trebuie să o arunci câinilor, adică cei care nu cred, că așa spune și în Noul Testament, n-aruncați mărgăritarele câinilor și porcilor, ca întorcându-se să nu vă rupă. Ce înseamnă câinele și porcul? Câinele este simbolul patimii și răutății, ambiția, ura, crima, răutatea, porcul e cel care se tăvălește tot timpul prin mocirlă, adică îți place păcatul, nu vrei să te curăți. Și atunci folosește același termen: nu dau pâinea la câini, dar iată ce câine inteligent și bine dresat. Se adresează Mântuitorului și spune: Doamne, n-ar trebui să uiți că și un câine mănâncă de la masa stăpânilor săi fărmăturile care cad. Adică, dacă tot ai avea suflet și vorbești de iubire și de dragoste și de credință, trebuie să arunci o fărâmă și la noi. Și Mântuitorul atunci a pus punctul pe ei și a spus: mare e speranța ta? Nu, mare e credința ta. Fie ție cum voiești. Și s-a tămăduit fiica ei în ceasul acela. Deci vedeți de ce s-a tămăduit fiica ei? Pentru credință. Dacă ne ducem într-un alt exemplu, vine din nou un capitan, sau ce era el acolo, căpetenie de oști, un fel de stăpân peste o ceată, peste un pluton, cum ar fi în ziua de azi, și spune așa: Doamne, am și eu o slugă care se chinuiește. Te rog, zi numai cu cuvântul să se vindece. Și spune: nu, am să vin. Mântuitorul încearcă, îi verifică, ce, vrea să fie convins că el dorește lucrul acesta. Și ce frumos se expune stăpânul, căpetenia de oaste, către Mântuitorul: Doamne, dar tu nu știi că și pe pământ e ca în împărăția lui Dumnezeu? Dacă poruncești cu cuvântul, sunt sigur că se împlinește. Uite, eu stăpân pământesc fiind, spun vino și vine, du-te și se duce, adă-mi și aduce, du-te și dușă, îndeplinește porunca. Dar ție ce ți este a face aceasta? Și atunci Mântuitorul ce laudă din nou? Iarăși credința. N-am văzut atâta credință, spune Mântuitorul. Deci, și era de alt neam, era roman. De ce lucrul ăsta? Ca să înțelegem că efectul principal în ceea ce numim noi credință este tăria de a crede, și aici nu confundăm cu prostia și cu fanatismul. Să nu credeți că fanaticii sunt oameni credincioși. E o mare înșelătorie. În momentul în care le vezi pe toate îmbrobodite și cu fustele până în pământ, dar pline de dragi și de răutate, și ele o fac pe fanaticele. Nu sunt fanatice, sunt perverse. Deci fanatismul religios nu este admis în Sfânta Scriptură în niciun verset. Trebuie să ai inimă bună, spune Scriptura, și așa spune Dumnezeu: eu milă voiesc și nu jertfă. Și ce vreți să vă fac oamenii voi, aceea faceți voi lor. Nu îți cere nimeni să mănânci 3 grăunțe la 3 zile, nu îți cere nimeni să dormi în genunchi pe coș de nucă, nu îți cere nimeni să adormi cu psaltirea în mână, nu îți cere nimeni să bați mătănii până faci aprindere pulmonară, nu îți cere nimeni să faci închinăciuni până faci tasare de coloană. Nu! Îți cere inimă bună. Dacă nu ai inimă bună, degeaba ai făcut toate aceste exerciții fizice. Deci, degeaba te-ai ostenit, degeaba ți-a scăzut colesterolul și greutatea dacă nu ți-a scăzut răutatea. Deci, asta e unitatea de măsură a lui Dumnezeu. Și atunci, ce spune Dumnezeu? N-am văzut atâta credință nici în Israel. De ce? Unul de alt neam să demonstreze că bunătatea inimii învinge orice. Doamne, eu vreau să mi-l faci sănătos. Ce era greu acestui oștean
Să spună, domnule, s-a îmbolnăvit, îi plătit în oaste, e mercenar, scoate-l în stradă, pune-i leafa cât mai are de luat, lasă-l să moară. Nu. Dacă m-a slujit cu credință, trebuie să-l ajut cu credință. Deci, vedeți, mentalitatea omului pentru om. Vedeți mentalitatea omului credincios. Ce fac patronii astăzi? Când se îmbolnăvește un angajat, vai, ești ca și fiul meu, da? Trebuie să punem pe altul, că n-a treaba. E firesc. El are impozite, are salarii, are taxe, are la stat, la finanțe, el n-are timp să te dădăcească pe tine. Dar dacă are inimă bună, pune pe unul bun în loc să meargă treaba și mai dă o șansă și celui bolnav. Dar asta trebuie să vrea. Că așa a spus Mântuitorul, numai cel ce vrea să vină după mine, să le bede de sine și să urmeze mie. Deci aia e taina. Trecem și peste acest episod și ne ducem exact la episodul nostru. Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Deci din clipa asta chiar cred. E bine că din clipa aceasta chiar vrei să crezi. Deja ai făcut un pas extraordinar dacă ai reușit să fii convins că din clipa aceasta trebuie să crezi. Și v-am spus, cade la pământ ca mort, deci se restaurează omul vechi. De ce se restaurează? Dumnezeu reașează stihiile în om. Omul este făcut dintr-un mare echilibru cosmic. Nu o spun eu, Serafim Roz, citiți cărțile lui, că sunt foarte cultivate și a fost un om de mare cultură. Spune așa, că trupul omului este făcut din pământ și din apă, din foc și din aer. În momentul când deschizi cartea de chimie și o dai la final, are un tablou al elementelor. Grupe principale, grupe secundare, elemente grele, elemente ușoare și așa mai departe. Tabloul Mendeleev. Într-un om există toate acele elemente câte sunt în tabloul ăla, că altfel n-ar fi fost descoperite. Dar cum sunt legate între ele prin legături carbon-carbon? Și să leagă. Una circulă pe apă, una circulă pe lichidul de la fiere, alta pe lichidul de la pancreas. De exemplu, dacă se sparge fierea în tine, ai șansa să trăiești. Dacă se sparge pancreasul, mori, că arde, face gaură prin stomac acidul clorhidric. De ce? Acolo e ceva și mai rău. Dar de ce? Aia merge în stomac și digeră și scoate elementele din mâncarea pe care o mănânci. Ei, când se dereglează acest echilibru în corp, omul devine ori în stare letargică, ori în stare de legumă. Asta înseamnă boli trupești. Indiferent ce-o fi ea, că e o operație, că e o intoxicație, că e un organ bolnav, că e putred, că e afectat, că e dezafectat, nu ne interesează. Dar când se îmbolnăvește apa cu focul, problema este mult mai gravă. De ce? Creierul nostru nu merge la nivel de marmeladă, mămăligă, carne și cartofi. Merge la nivel nervos. Acolo sunt informații și sunt sisteme nervoase care sunt de mărimea milimicronilor, nici nu se văd cu ochiul liber în laborator, la microscopul special, dar ele sunt făcute tot din structuri organice, dar au informații care depășesc starea organică și trec în starea Duhului. De exemplu, cine poate simți că un om e nebun până nu vorbește? Nimeni. Că nu-i cunoști manifestarea, dar în momentul când scoate sau debitează o prostie sau o incoerență, spui, băi, săracul ăsta are boală mentală. Tu de unde îți dai seama? Îți dai seama pentru că mintea ta este într-o căldură și o lucrare pusă prin inteligență de Duhul Sfânt și are o coerență a ceea ce debitează. Și atunci tu știi să faci diferența de omul nebun. În momentul când se îmbolnăvește apa din corp, ce apar alte dezechilibre. Poate ați văzut o encefalopatie sau hidrocefalie, poate ați văzut o apă la plămân, o apă la inimă, deci sau o apă în țesuturi, de-aia iei pastile să elimini apa prin urină. Ei, când se îmbolnăvește această apă și n-ascultă porunca lui Dumnezeu, omul e bolnav. Iar toate patru elementele când se răzvrătesc, deci toate patru elementele când se răzvrătesc, se răzvrătesc numai pe un singur criteriu, subridicarea puterii Duhului Sfânt și lăsarea omului în forța proprie, în speranță. În speranța lui. Dar în acea speranță intervine sarsailă. Și atunci apar bolile demonice,
sau demonizații, starea cea mai înaltă și mai avansată, și apar bolile mentale. Ați văzut acum într-o zi, s-a făcut o statistică și apropo că e legat de lunaticul nostru de azi, spune așa că din ce în ce tot mai mulți tineri sunt bolnavi psihic. Oare de ce? Întreabă societatea. Și a trebuit tot societatea să răspundă. Sunt trei mari factori. Părerea de sine, adică n-au nevoie de niciun sfat de nicăieri. Înfumurarea de sine, adică că ei le pot face pe toate. Și v-am explicat de multe ori. Degeaba ia un tânăr 10 pe linie la școală dacă n-are cartea vieții. Și cartea vieții știți de unde se învață? Numai din experiența părinților. Niciodată nu o să câștige un tânăr cu 10 pe linie în fața celui practic. Din ce cauză? A învăța despre vacă este una și a ști să o mulgi alta. A învăța despre pom că face fructe una și a-l planta ca să le facă alta. A învăța despre om că trebuie să fie educat până la a fi educat e alta. Așa este în viața noastră. Și atunci, în momentul în care tinerii se îmbolnăvesc, au întâi factorii care duc din mândrie. Dracul din mândrie s-a îmbolnăvit. A vrut să știi cine e îngerul de mare sfat și a rupt gâtul. În momentul în care tu vrei să știi cine ești și te crezi buricul pământului, că așa suntem noi oamenii, nu ești de fapt nimeni. Ești tu. Și de ce ești tu? Că nu poți fi eu. Ca să fii eu, trebuie să fii cu Dumnezeu. Că așa a spus Mântuitorul. Eu sunt calea, adevărul și viața. Și în momentul în care tu ești eu, ești cu Dumnezeu și ești pe calea care trebuie. Dar în momentul în care ești tu și nu ești eu, nu ai cum să fii nimic, pentru că a spus Dumnezeu, fără mine nu puteți face nimic. Și ca să vă convingeți că ceea ce vă spun este adevărat, că de asta le-am și legat, după ce s-a terminat tot episodul, ăla și-a revenit de jos, ne întoarcem noi și când și-a revenit, dar ne întoarcem la o altă aspect. Când rămân apostolii numai cu Mântuitorul separat, na, ca învățătorul cu ucenicii. Bineînțeles că s-au simțit ofuscați ucenicii. Stăm noi lângă un învățător 3 ani jumate și nu suntem în stare să izgonim un duh. Și îl întreabă, Doamne, dar noi de ce nu l-am putut scoate? Și aici Mântuitorul Iisus Hristos le dă o lecție de logică. Inclusiv biserica, inclusiv ceea ce numim noi Harul Duhului Sfânt, diaconia, preoția, arheria și ceea ce numim noi harismele, darul înaintevedere, al tămăduirii, al vindecării, al înainteștiinței și așa mai departe, sunt în biserică, dar sunt gestionate de Duhul Sfânt și nu de om. Și de ce nu sunt gestionate de om? Pentru că omul nu că n-ar avea capacitatea să le gestioneze. Eu, dacă vreți, până de seară vă vorbesc despre înaintevedere 8 ore. Dar nu pot să o am. De ce nu pot să o am? Pentru că nu știu să o lucrez. Vă pot vorbi până de seară despre vindecări miraculoase 8 ore. Dar nu pot să le fac, pentru că nu am harisma. Degeaba știu despre ea dacă nu știu să o lucrez. Pot să vă vorbesc până de seară de toate științele de care vreți. Dar asta nu și înseamnă că le am. Eu am auzit despre ele, am citit despre ele, dar nu înseamnă că știu să le și împlinesc. Deci, dacă acum cineva aduce un bolnav trântit jos și în biserică este o gospodină, un doctor, un inginer, un avocat, un director, un om de rând și o mamă cu copii și spune, băi, vindecați-l ce are. Doctorul e primul care din instinct nativ îi ia tensiunea, ia pulsul, se uită în ochi, se uită în urechi, se uită în gură, îl pipăie. De ce? Sunt primele semne prin care își dă seama că bolnavul e bolnav sau caută să depisteze ceva. Dar ce să facă cel care nu e în temă? Așa și cu harismele. Cel care o are, știe să o lucreze. Cel care nu are harisma, degeaba știe despre ea, că nu știe ce să-i facă. Și ce le spune de fapt Mântuitorul la apostoli? Bă, băieți! Voi aveți titulatura de apostol, sunteți ucenicii mei. Dar asta nu înseamnă că dacă ai deprins titulatura de apostol, toate ți se supun ție că ești tu apostol. Așa vrem noi în lume uneori. Ați văzut, Miss cea mai frumoasă femeie și ea se uită cu dispreț la celelalte și ea chiar crede că e frumoasă, deși poate altele o întreg cu mult.
cel mai deștept bărbat, să spunem, în nu știu ce domeniu. A, el îi privește pe toți cu dispreț. Dar poate alții sunt mult mai deștepți ca el, dar nu se manifestă. Deci, una e criteriul ierarhic al unor valori stabilite în mod uman și una este un criteriu ierarhic al valorilor stabilit în Duhul Sfânt. Și de unde ne dăm seama de lucrul ăsta? Ce a făcut demonul lunatic care îl chinuia? Că Duhul era și mut și surd. Deci era și mut și surd. Păcatul un om nu vorbește, doar se manifestă. Când vezi un curvar, cum îl depistezi? Face cu ochiul la fufe, lasă femeia și pleacă la altele, le ia pe mașină în stradă și se duce și păcătuiește, deci manifestările îl dau de gol. El așa când îl privești, un bărbat impecabil. Cum îți dai seama de tâlhar că-i tâlhar? Stă cu tine în biserică, cot la cot și ascultă predica. Dar într-un timp ce tu te concentrezi la predică, el ți-a luat portofelul din buzunare, meseria lui. Deci nu-ți dai seama. Și atunci, Duhul mut și surd n-a reacționat decât la ce? N-a reacționat decât la impulsul dumnezeesc. Când a simțit harul Duhului Sfânt că este, a și murit. S-a și topit. Nu suportă întunericul lumina. Și era și o istorioară de genul, nu știu cât o fi de istorioară sau anecdote, spune că într-un sat, întâmplându-se un păcat oarecare, așa zisul, procurorul, agentul polițist, judecătorul, avocatul, au vrut să rezolve ei problema și l-au scos pe preot din ecuație. Și după ce au foit ei cazul pe toată partea, au dat soluție de nerezolvare. Da, a zis unul din ei. Băi, preotul spovedește pe mulți, el sigur trebuie să mai știe ceva. Hai să vorbim și cu el. Dar celălalt a zis, ce să vorbești, băi, cu preotul? Și, preotul, ce treabă are el? Lasă-și vadă acolo de cărțile lui, de slujbele lui, să bagă el întrebările noastre. Astea sunt lucruri finețuri de criminalistică, de cultură, de... Îți dai seama când tu ești procuror ce fițe sunt în capul tău. Dar unul mai smerit a spus, băi, eu totuși mă duc la preot. Și a zis, părinte, ne puteți ajuta într-o problemă? Și că nu știu dacă depinde de mine și în ce măsură o pot face. Dar lăsați-mă să văd ce mă luminează Duhul Sfânt. Și când a venit duminica și s-a umplut biserica de credincioși, l-a pus pe avocat să stea în stran acolo, așa cu fața la oameni, și când a ieșit la predică, preotul a spus așa, între noi în această biserică există un ticălos care a făcut comunitatea de râs. Și ca drept dovadă, zice, pentru că eu îl cunosc, vă rog să fiți foarte atenți, am să arunc în el cu căciula. Și nu vreau să mă interpretați greșit, nu e o dezvăluire sau că l-aș da de gol, dar m-a deranjat că a stricat liniștea și mersul bun al comunității. Și în momentul în care s-a făcut că aruncă, unul s-a plecat și a spus, tu să vii încoace. Și l-a dat avocatul, luați-l și judecați-l. De ce? Cei care nu erau vinovați nu se temeau unde cade căciula. Cel care era cu vina s-a ferit să nu fie cumva el lovit și depistat. Deci vedeți cum Duhul Sfânt face păcatul să vorbească din om într-un mod cu totul diferit decât poate face omul simplu. Așa și Mântuitorul n-a aruncat cu căciula, a aruncat cu vorba. Când a vorbit de credință și când a vorbit de nădejde, crezi tu că pot face eu aceasta? Dracu s-a zghihuit de tot și s-a agitat și spune că Mântuitorul a certat. Adică, băiatule, până aici oprește-te. E făptura mea, e creația mea, de aici eu o stăpânesc. Și ce le dă de înțeles apostolilor? Titulatura de apostol nu-ți păstrează puterea Duhului Sfânt. Ca drept dovadă că o întâlnim mai târziu la înviere, rostită în trei formule diferite. Luați Duh Sfânt, căror aveți legat, dezlegat va fi, care aveți ținea ținut, vor fi. Luați Duh Sfânt, mergând învățați toate neamurile. N-a crezut că e de ajuns. De ce? Știa Mântuitorul că apostolii se îndoiesc de acest cuvânt. Știa că sunt mai necredincioși decât cel pe care l-a apucat de mână. Erau apostolii mai lunatici ca lunaticul, pentru că ei nu credeau în cuvântul ăsta, Duhul Sfânt.
Credeau, dar cum credeau? Acum auzeau și acum se temeau. Deci dacă ar fi avut Duhul Sfânt, l-ar fi părăsit la înviere și ar fi fugit de Hristos? Dacă ar fi avut Duhul Sfânt, s-ar fi speriat de Ana și Caiafa când l-au bătut la pretoriu? Mureau împreună cu el, dar s-au răspândit, spune așa, și-au fugit în niște noapte ca potârnichile. De ce? S-au temut, n-aveau Duhul Sfânt. Și când de-abia s-au convins apostolii că au Duhul Sfânt? Vă spun tot eu. La cinzecime s-a făcut un vuiet mare ca de vânt și au văzut apostolii peste ei coborându-se Duhul Sfânt în chip de limbi ca de foc. Și ce au făcut din clipa aia? Nu s-au mai temut, nu le-a mai fost frică și nu le-a mai fost teamă. Pentru că spune în Scriptură, Hristos, voi ați văzut mai mult decât a văzut Solomon, voi ați văzut mai mult decât a văzut David, voi ați văzut mai mult decât a văzut prorocii. Prorocii au văzut în ghicitură, dar voi ați văzut direct pe Fiul lui Dumnezeu și tot nu ați crezut. Deci iată ce l-a deranjat pe Mântuitorul și atunci le-a dat soluția apostolilor cum pot dobândi Duhul Sfânt. Se epuizează timpul, de asta mă uit la ceas. Le-a dat apostolilor soluția, acest soi de drac, adică neîncredere, necredință, nepăsare, trândăvie, lene, nesimțire, amânarea pocăinței, pravilea canonului și toate celelalte, iese numai cu post și cu rugăciune. Acest soi de drac iese cu post și cu rugăciune. Adică ce trebuie să înțelegem? Dacă ești creștin și vrei să te izbăvești, tot trebuie să postești, să te rogi. Iar dacă ești slujitorul Domnului și vrei să faci o minune harismatică, tot trebuie să postești, să te rogi. Deci nu doar simplu fapt că tu ești hirotonit, poți izgoni demonul, nu simplu fapt că ești hirotonit, poți avea darul înainte vederii, nu singurul fapt că ești hirotonit, poți tămădui, nu singurul fapt că ești hirotonit, poți izgoni demonul. Nu! Îți trebuie lucrare lăuntrică pe măsura chemării, că așa spune, darul e pe măsura harului. Cu cât te străduiești mai mult, cu atât harul crește mai mult. Și asta e singurul inconvenient în biserica noastră ortodoxă, că nu ni s-a dat gestionarea Duhului Sfânt nouă. Vă dați seama ce afacere să făcea mai ceva decât cu euro și cu dolari. Dacă ar fi fost să se gestioneze Duhul Sfânt de către oameni. Dar El suflă unde voiește și acolo unde găsește de cuvință. Și de aceea găsești Duhul Sfânt în cea mai murdară babă, în cel mai necăjit țăran, în cel mai mare boier. Să știți că nu tot ce e boier și are banii spurcați, nu. Sunt oameni credincioși, Dumnezeu îi știe și nu-i cunoaștem noi. Dar Duhul stă acolo unde găsește locul. De aceea David ne-a învățat această scurtă rugăciune. Duhul tău cel bun nu-l lua de la mine. Și iarăși spune, jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Asta vă cer și asta vă rog. Ioan Scăraru ne-a învățat astăzi că fără luminarea și lucrarea Duhului Sfânt, nimeni nu poate fi nici creștin autentic, nici călugăr autentic, nici sfânt autentic. Sfânt este Domnul Dumnezeul nostru, peste tot poporul Dumnezeu nostru, închinați-vă așternutului picioarelor Lui, că Sfânt este.